O groapă de toată frumusețea se află de ceva vreme în spatele poștei mari, fiind un pericol pentru participanții la trafic. De mai bine de o săptămână, pe aleea de acces din spatele poștei, între strada Cuza Vodă și pietonalul Ștefan cel Mare, a apărut o groapă în asfalt care, până la urmă, s-a transformat într-un adevărat crater care pune în pericol circulația autovehiculelor. Deși este în plin centru al Romanului, aleea cu pricina arată ca o stradă de periferie, fiind plină de gropi și de nivelări. În plin centru al municipiului Roman, între strada Cuza Vodă și pietonalul Ștefan cel Mare, chiar aici, în apropierea poștei, s-a căscat o groapă în asfalt. Este vorba de un crater mai exact, o groapă foarte mare, care de câteva zile și-a făcut apariția în asfalt. Nici până astăzi, reprezentanții ai primăriei nu au binevoit să vină în zonă și să repare această groapă. Probabil, tot de la primărie, cineva a pus aici o bandă galbenă pe care scrie situații de urgență, protecția civilă, trecerea oprită. Sigur că trecerea este oprită în această groapă, în acest crater, pentru că nici nu vrem să ne gândim la ce s-ar întâmpla ce ar păți o mașină care ar lovi cu roata în această groapă. Dar la 2 metri de această groapă mai este asfaltul, nu arată tocmai bine. Iată, oamenii au pus o dală de beton în groapă pentru a mai limita din pericolele pe care le-ar putea reprezenta această groapă. Chiar dacă aleile din spatele poștei nu au mai fost asfaltate de multă vreme, proprietarii locuințelor din zonă așteaptă cu interes ca în zilele următoare craterul să fie astupat pentru a fi îndepărtat pericolul de accidente.